Ramalu și Sorin Lucaci aici pregătiți de vorbă, dar știm de ce, nu? Că vine rubrica Suflet de Părinte. Hai să vedem! La rubrica Suflet de Părinte, Gabriela Maluf și Sorin Lucaci ne propun o discuție despre limbajul emoțiilor la copii, un aspect esențial în dezvoltarea lor pe grupe de vârstă. La vârste mici, între 1 și 3 ani, copiii exprimă emoțiile prin gesturi și mimică, iar vocabularul emoțional este restrâns. Apoi, între 4 și 6 ani, încep să-și identifice mai bine emoțiile și să le verbalizeze. Pe măsură ce cresc, între 7 și 12 ani, copiii devin mai sofisticați în exprimarea emoțiilor, legându-le de cauze și contexte mai complexe. Mergem și mai departe, spre adolescență, când unii părinți se confruntă cu emoții foarte puternice din partea copiilor. Și aflăm acum de ce și cum să încurajăm pe tot parcursul vieții să și le identifice și să și le gestioneze cu succes. Bine v-am găsit, așa cum spuneam. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim tare mult. Așa cum bine spuneai, astăzi am decis să am un invitat, pentru că îmi place să aduc și soluții, nu doar discuții. Iar cărțile pe care le are Sorin în colecția Herald sunt niște cărți foarte bine gândite, căutate, pentru că sunt gestionate de el și el e un pasionat al acestui domeniu. Și atunci, evident că cărțile pe care ni le aduce Sorin sunt întotdeauna soluții la subiectul pe care, uite, îl dezbatem noi aici, anume astăzi limbajul emoțiilor. Așa cum ai spus tu în descriere, așa, și avea un documentare, așa un pic, am dat așa, avea o mică notă de sub. De aceea eu cred că expert și specialist. Da. Și... Eu cred că întotdeauna aș face temele. Da. O șefă de promoție. Și eu cu nota de subsol, îmi dai seama. Cred că suntem niște ființe complexe în exprimarea emoțiilor de când venim pe planeta Pământ și până ne ducem, doar că, într-adevăr, noi cei care nu suntem experimentați, când ne pune cineva copilul în brațe, n-are nimeni experiență și atunci avem impresia că își exprimă sau sunt mai puțin sofisticați în exprimarea emoțiilor. Dar, de fapt, noi suntem de la început și până la sfârșit, ne exprimăm la fel de clar emoțiile, doar că într-un mod foarte diferit. Și, într-adevăr, dacă la bebeluși vedem plânsul și pare că e mai puțin sofisticat, exact, că e doar plânsul, da, de fapt, dacă ești super atent, poți să vezi că copilul plânge diferit în funcție de emoțiile pe care le... Deci e super sofisticat. Mm-hmm. Trebuie să fii tu doar atent, adică un părinte super implicat, super conectat și super implicat, poate să departajeze și să delimiteze, ăla plânge așa, ăla plânge așa. Plânge de durere, plânge exact, de foame, de nu e schimbat. De diverse motive. Copilul mai mărișor începe să facă crize de furie, începe să arunce, să te vălească pe jos. Adolescentul, mai degrabă, se izolează, are o atitudine de nu-mi pasă de tine, nu ești important pentru mine. Ok, poate să și țipe și să facă crize de furie, dar mai degrabă se caracterizează prin această neapărat izolarea ta. Da. Te izolează pe tine. Ia distanță. Nu ești important pentru mine, nu vreau să discut cu tine, cine ești tu. Asta este tot un limbaj al emoțiilor. Iar noi, oamenii mari, facem ce facem noi mai bine, le reprimăm, că tot vorbeam cu Sorin despre asta. Noi ne-am încins înainte de a intra. Ne-am încins, da, exact. Da. Femeile sunt destul de verbale, da, și plâng, da, și da, spun ce au de spus. E bine că se exprimă, da, nu reprimă emoțiile. Pe când bărbații... E rău pentru ceilalți, pentru că de obicei femeile tind să-și exprime, să-și folosesc acest critic, da, adică pune vina pe tine, cu reproșuri, cu așa și nu știu ce, dar pentru ele e bine că scot ce au avut de scos, dar îl copleșesc pe celălalt. Iar bărbații tac din gură și asta este tot un limbaj. Dacă tu îl vezi pe bărbatul tău că tace, da, nu? Bă, întreabă-l ce are. Asta e problema la bărbați, că vă refugiați. În ceva. În dependențe. Depinde ce. Și atunci, el trebuie să scoată... Tot un limbaj al emoțiilor. Da? Exact. Tutun, alcool, droguri, mâncare, e nociv. Iar eu dacă am ochi sau văd, văd că e ceva în neregulă cu copilul meu de 0 luni sau cu soțul meu de 40 de ani sau cu soția mea de 50 sau... cu adolescentul meu de 15 ani, eu, apropo de adulți, mi-am notat câteva idei care mi se par extraordinare pentru mine și sper și pentru telespectatori. Noi avem tendința
de a ascunde emoțiile, de a nu fi foarte friendly, foarte prietenoși cu emoțiile, pentru că de cele mai multe ori noi le dăm niște conotații negative. Prea de puține ori le dăm conotații pozitive. Mă, există și bucuria, există și, nu știu, fericirea, entuziasmul, există și astfel de emoții. În general, noi mergem pe emoțiile pe care am dorit să le ascundem supreși, să le reprimăm, că vorbim despre tristețe, că vorbim despre furie și cel mai mult în ultimii ani, pentru că ele sunt de fapt prezente sau omniprezente în spațiul public și intrăm în contact cu ele foarte des, furia și emoția. Și uite, autoarea spune aici despre un lucru extraordinar. Crearea spațiului ritualic, nici nu știam că există așa ceva, așa? Familia furiei și familia fricii. Oricum, dacă stăm să ne gândim, există acea roată a emoțiilor, nu? Și vedem că e foarte complex, adică furia se ramifică, nu mai știu toate câte... Emoțiile la furie, la furie avem și dezgust, și ură. Ură. Vorbește despre ură, vorbește despre furie versus iertare, că cu iertarea nu e un proces atât de ușor, uită și iartă și vezi că va fi bine. Sau și că se zice, eu uit, dar nu iert. Da. Adică, sau se spune că dacă iert, dar nu uit. Dacă îl ierți pe cel care te-a rănit sau te-a traumatizat, ești un om bun și ești pe drumul cel bun al vindecării. Iar dacă nu, dacă îl urăști, ești un om rău și că nu te vei vindeca. Eu am auzit o variantă și mai interesantă a acestei iertări și mi s-a părut mai relevantă pentru mine, și anume că atâta timp cât tu nu ierți pe cineva, de fapt nu pedepsești persoana respectivă, te pedepsești pe tine. Așa pentru este, că tu trăiești cu emoția aia în fiecare zi. Da. Mi-a făcut aia. Te gândești în fiecare zi la te otrăvești, că te gândești la omul ăla și la ce ți-a făcut. În momentul în care l-ai iertat, tu te-ai eliberat pe tine, exact, de fapt. Am iertat și nu mă mai gândesc la subiectul ăsta. Dar hai să ne întoarcem un pic la limbajul emoțiilor și la copii. Cheia este să ai tu ca părinte o dezvoltare personală extraordinară, pentru că altfel o să pui emoțiile tale versus emoțiile copilului. După ce că sunt și eu supărat și frustrat și mai de capul meu, păi ce vină are copilul ăla că ești tu supărat și tu du-te și vezi ce faci cu emoțiile tale ca să poți să te uiți, nu ca și cum am fi niște ființe perfecte, întotdeauna vor fi marge de eroare. Eu mereu zic, am eu un procent al meu, dacă 60% din timp ești bine, adică ești un pic mai mult decât jumătate, mai ai dreptul să o dai și în bară. Mult. Uneori. Dacă e uman până la urmă. Uman, da. Dar știi, acum știu că am dat-o în bară, mă duc, îmi cer scuze, mă duc și spun așa, dar îmi dau voie să, altfel, intru în altă nebunie și vedem în generațiile actuale oameni care nu fac dezvoltare personală, care iau sfaturi, uite, din cărți foarte bine și foarte bune, din emisiuni, din podcasturi, dar aceste sfaturi care, dacă se cumulează peste tulburarea omului, eu dacă am OCD, sunt obsesiv-compulsivă și citesc într-o carte o soluție care e de fapt minunată, dar eu n-am dezvoltare personală, păi transform sfatul ăla într-un dezastru. Iar noi, părinții, ne concentrăm foarte mult să luăm sfaturi și tehnici rapide și lucruri foarte bune și foarte bine scrise, dar pe care, punându-le pe felul în care suntem noi, adică fără dezvoltare personală, pe fiecare cu tendința și cu tulburarea lui, să le transformăm în ceva care să fie extrem de prost. Așa este. Uite, vreau să vă dau un exemplu, că m-am întâlnit recent cu o mămică și mă vorbea despre băiețelul ei, care are undeva la 3 ani și jumătate, și îmi spunea că așa e el agresiv, da, față de alți copii și foarte teritorial, așa că copilașii sunt la vârsta asta așa, și îi place să încalce regulile. Și atunci stau și mă întreb, ok, tu știi ca părinte lucrurile astea, vezi că el se manifestă agresiv sau că face pe dos, da, ceea ce tu îi spui. Cum lucrezi cu un astfel de copii? Dar întoarce-te la limbajul emoțiilor. Adică să nu iei, ok, așa e el, agresiv și îi place să încalce regulile. Ce vrea să-ți transmită? Exact, transmite niște mesaje comportamentului. Adică cum lucrezi sau ce fac eu ca părinte? Atâta, gândește-te. Ce vrea să-mi spună copilul ăsta? Prin aceste e teritorial. Ce înseamnă că e teritorial? Posesiv, eu, părinte, nu-i las, dau ce are nevoie. Eu nu-i dau spațiu. Eu nu-i dau spațiu copilului meu prin comportamentul lui și atunci el și-l ia singur și e teritorial. Nu-i plac regulile.
de ce nu-i plac de ce vrea să îmi transmită? I-l-ai pus cumva sau nu? I-l-ai pus sau nu da. I-l-ai pus? Sau nu i-l-ai pus deloc, da. Nu i-l-ai pus deloc. Uh-huh. Ce vrea să-ți transmită acel copil prin comportamentul și prin emoțiile pe care asta trebuie să faci ca părinte. Lasă... Bine, nu o să zic lasă cititul acum. Citește și cărțile. Dar mai degrabă învață din ele pentru tine. Schimbă-te tu ca om, înțelege tu cine ești tu, ce vrei tu să faci. Apoi ia sfaturile din cartea aia. Că atunci, știi cum pot să fac? Sunt un milion de experți care vin cu, zic eu, 10 pași rapizi prin care să-ți repari copilul. Pot să fac și eu asta. Știi ce urăsc cel mai tare? Când văd chestia asta în podcasturi, în emisiuni, pe un flip chart, vine unul și zice, și acum 1, 2, 3, 4, foarte bune sfaturile de altfel. Măi, dar adu omul în starea în care poate să aplice sfaturile alea 1, 2, 3, 4 într-un fel corect. Și atunci de-aia sfatul meu este, ascultă-ți limbajul emoțiilor tale, vezi ce-ți transmite corpul tău, ce-ți transmit acțiunile tale, repară-te cumva pe tine, nu te poți repara sau vindeca tot. 100%, da. Așa că apoi când ăla mic se trântește pe jos, să te gândești... Tu să nu le iei la palme. Ce vrea da. Să-mi spună copilul ăsta? Da, să știi că încă mai sunt reacții de genul ăsta și citeam pe Facebook, scrisese o prezentatoare de zilele trecute, că se afla într-un supermarket și a asistat la o scenă în care copilul făcea un mega tantrum, da? Și a venit cineva și s-a uitat așa cu dezgust la copil, că tot vorbeam de, de rage ăsta de emoții, și a spus, Doamne, ce copil! Adică, după ce că tu ca părinte, ți este ție ca părinte greu să-l reglezi pe ăla micu care stă în vârstă și face. De ce ți-e greu? Pentru că mulți părinți n-au skillurile astea, știi? Da. Și atunci sunt copleșiți de rușine. Mamă, și ce rușine, da, în spațiu public, mai făcut de rușine. Se uită lumea la mine, da. Că ăsta țipă și așa da. Mai departe. Da? Vine și intri în pământ. Îți vine să intri în pământ și mai vine cineva și îți mai zice, Doamne, ce copil, adică ce educație îi faci și vai de mine, înțelegi? Deci, sunt multe acolo, sunt foarte multe. Care de cele mai multe ori n-are, asta e o chestie preluată de ani de zile, de zeci de ani. Uite, ia uite ce educația da. Și n-are treabă cu educația. Educația cu emoțiile. Bun. Părintele poate că i-a dat o educație bună, exact. Dar faptul că nu a înțeles, cum spunea Gabila, și nu a înțeles și nu a asimilat acest limbaj de decodificare. Bă, emoția aia reprezintă asta, emoția aia reprezintă asta. Să le înțelegi pe fiecare, normal, ăla la altul va veni și va spune, pentru că nici el nu înțelege, uite ce educație a dat. Dar stai puțin, în spatele acestor reacții ale copilului, ce mesaje se ascund? Exact. Pe care nici măcar mama săraca nu le-a decodificat, descifrat. Și eu m-aș întreba și eu, ce emoții experimentez? Ce mă blochează pe mine să iau copilul ăla de acolo și să-l ajut să-l coreglez, să facem o coreglare? De ce sunt blocată? De ce mă uit la el? De ce mă simt rușinată de doamna asta care face niște comentarii? Păi, probabil că, dacă stăți ne gândim, a intrat în rolul ăla de copil ea însă și a fost apostrofată de doamna respectivă și atunci ea s-a simțit copil în fața doamnei și o să vedem doi copii, unul care stăvălește pe jos și mama care își ia copil. Acum câțiva ani circula un clipuleț scurt, nici nu mai știu pe unde, Instagram, TikTok, YouTube, habar n-am, nu contează, în care un copil vrea să ia ceva din raft, mama îi spune că, bă, nu se poate așa orice, nu știu ce, iei cu limită, și copilul face o criză de tantrum. Mamă, și începe să plângă și să dădea cu fundul de... Și se termină pământul, da. Bun. Mă, mama a început să facă fix același lucru. Da, pe cuvânt. Deci îți dai seama ce curaj pe femeia să... Bă, vedea lumea. Da? Ea a început să facă, să copieze exact comportamentul copilului. Dacă o să se uite ciudat așa, nu? După 25 de secunde, așa să zicem, 20, 25, 30 de secunde, copilul a muțit. A tăcut. S-a uitat așa ciudat, bă, ce cu asta, știi, mama? Cu mama, dar ce-a pățit, știi? Așa este, da. E foarte important să ne gândim la emoții ca la niște lucruri care se întâmplă spontan. Nu se trezește nimeni dimineața, astăzi o să fiu 50% fericit, 20% frustrat. Viața se întâmplă pe lângă noi și emoțiile vin spontan și... Adică nu trebuie să le...
nu trebuie să ne supărăm că ele vin. Viața se întâmplă pe lângă noi și emoțiile, de aia se și numesc emotion în engleză. Dacă este mișcare, nu? Te pune în mișcare. E o energie, eu e de la energie, energie care te pune în mișcare. Și dacă e o emoție, orice emoție poate să te pună în mișcare în sens pozitiv sau negativ. Emoțiile nu sunt pozitive sau negative, sunt emoții și pur și simplu care ți se întâmplă spontan în corpul tău și te pun în mișcare. Te pun în mișcare. Să faci o răutate sau să faci un lucru, indiferent de emoție, că de furie oamenii mai sunt și creativi. Ambițioși. Tot așa din entuziasm îți mai rupi o mână, un picior dacă încep să sări pe 20 scări deodată. Adică din orice emoție se poate întâmpla ceva pozitiv sau ceva negativ. Și atunci trebuie doar să fim atenți la ele. Mă, ce-mi spune corpul meu, ce-mi spune emoția, energia aia care a luat naștere în mine și mă pune în mișcare, ce vrea să-mi spună? Du-te și dă-i o palmă cuiva că ești furios sau du-te și dă două ture de cartier că faci un pic de mișcare. Să lași cumva să te împrietenești cu ele. Autoarea spune foarte frumos în carte să le lași să curgă. Pentru că emoțiile, pentru că emoțiile sunt fluide și să le lași să curgă. Acum simți o emoție, o procesezi. Un timp acolo, nu? Ce 20-25 de secunde. Deci cred că poți să stai cu o emoție. Decizie personală. Nu? Dacă tu decizi să fii supărată pe soțul tău două săptămâni, e că ai decis. Dar tu sentimentul nu-l mai ai. Emoția nu mai e. Emoția s-a dus după 20, 90, câte fiecare, că nu suntem roboți. După câteva secunde, aceste emoții se duc. Că ai rămas supărat, ai o decizie personală. Am decis să rămân supărat. Și exact de ce vorbeam cu iertare, am decis să fiu, de fapt, supărată pe mine, pentru că emoția aia îmi face mie rău, nu-i face soțului sau soției de pe care sunt eu supărat. Vreau să demonstrez ceva sau vreau să fac atenție. Poate ăla aș vede de viața lui mai departe, dar tu decizi să rămâi supărat două săptămâni. Așa este. Cine suferă la final? Fix ăla care a decis să rămână în emoție. Uite, foarte pe scurt, mi-a atras atenția, instrumente de lucru. Ia spune-ne. Cu emoțiile. Definirea, stabilirea și consolidarea granițelor personale. Foarte important chestia asta, să știi să pui limite și granițe, pentru că atunci nu mai ajungi să experimentezi furia cu multă agresivitate față de tine sau față de celălalt. Ancorarea, sau cum mai spune autoarea, împământarea, exact. Desfacerea contractelor personale. Împrospătarea energetică, lamentarea conștientă, întrebări cheie pentru fiecare emoție, darurile emoțiilor, pentru că emoțiile care vin cu niște lecții, niște mesaje, niște semnale, ele vin și cu niște daruri care te ajută, pentru că te ajută, de fapt, acele emoții să înțelegi ceva. Iar dacă le ignori, nu le mai... Așa înțelegi sensul. Facem o concluzie pentru părinți, cum să lucreze cu copilașii, apropo fiți atenți, de limbajul emoțiilor. 10 secunde. Fiți atenți la copii, uitați-vă ce se întâmplă cu el și ce vrea să vă transmită când plânge, când face criză de furie, când se izolează, când vă vorbește urât, ce vrea să vă transmită, ce nevoie are, unde are nevoie să lucreze și cum poți tu ca părinte să-l ajuți eficient și nu uita să citiți limbajul emoțiilor. Bine, 5 secunde, o concluzie. Uite. Păi a spus-o Gabriela. Adaugă și tu. Nu am ce să mai adaug. Carla McLaren, limbajul emoțiilor. Ce încearcă, uite, ce încearcă sentimentele tale să-ți transmită? Bună, asta apropo de mesaje semnale. Ne gândim tot weekendul aia. Vă mulțumesc tare mult că ați venit și a fost minunat să povestim și de-abia aștept să ne mai revenim să mai povestim. Mulțumim. Și așa mai departe. Mulțumesc tare. Gata, am plecat, ne încărcăm bateriile în weekend și revenim aici cu forțe proaspete luni de la ora 11 la Părinți la Fix. Vă aștept!